adevărat că aceste ocazii vin și pe fondul faptului că dinamoviștii riscă totul în acest final de meci. Adrian Cristea. Claudiu Niculescu, bun schimbul de pase cu Cristea, cu Andrei Cristea. Și un avem din nou suporter dinamovist care intră pe teren. Avem un suporter care intră pe teren, este alergat și scapă. Deocamdată. Oare când vom scăpa teren? Este momentul în care se rupe legătura dintre galerie și echipă. Da, se rupe legătura dintre sport și sportivitate și multe altele, dar... Iată ce coincidențe. Echipele cu patroni preocupați de arbitraj, Dinamo, Timișoara, au pierdut pentru că au avut alte puncte pe ordinea de zi decât fotbalul. Da, la ambele peluze sunt probleme și... Steaua joacă deja fără spectatori în cupele europene. Iar chiar apreciam suporterii dinamoviști care, până la al doilea gol încasat de Dolha, chiar și-au susținut echipa, deși a fost condusă din minutul 5. Claudiu Niculescu, poate această lovitură liberă. Ne dea o șansă la... În zid. La a spera. Usman 2. Preluarea lui Pulhac. A ajuns la colțul terenului. Se îngrașe gluma pentru că sunt foarte mulți suporteri dinamoviști care au reușit să rupă gardul și intră pe teren în acest moment. Să nu uităm că este vorba despre un meci de cupă europeană. Incredibil ce se întâmplă în Ștefan cel Mare. Arbitrul oprește meciul. Sunt sute de suporteri care au rupt gardul și au intrat pe pista de atletism a stadionului din Ștefan cel Mare. Lucrurile depășesc orice imaginație. Nimeni nu-i poate opri pe acești suporteri. Foarte puțini reprezentanți ai forțelor de ordine. Mă uit foarte repede și văd 4-5 stewards care au rupt-o la cupă din fața suporterilor dezlănțuiți. Probabil că, da, arbitru a fluierat sfârșitul meciului. S-a terminat, prieteni. Vom fi din nou capul de afiș al presei internaționale. Ei bine, la asta chiar că nu ne așteptam. Iată cum violența din declarațiile patronilor se transferă în tribune. O retragere rușinoasă la cabine. Este absolut incredibil ce se întâmplă, dar repete-mi-l, 4, 5, 6 stewards care au rupt-o la fugă din fața celor 4-500 de suporteri din dinamoviști care au intrat pe teren. Iată ce se întâmplă. Iată ce se întâmplă. Meci de cupă europeană, meci decisiv pentru intrarea în Liga Europeană, așa cum scrie mare pe tabela de marcaj. Au apărut și jandarmi. Da, au apărut jandarmi. Bine că n-au apărut săptămâna viitoare. Dar e adevărat că nu trebuie să tragem concluzii pripite, din câte știm, treaba jandarmilor este în acest moment în afara stadionului. Sunt alte reguli impuse de organizatori. Jandarmii nu au treabă, nu intervin pe stadion, ci în afara stadionului. Iar avem tot felul de subiecte, mai puțin fotbal. Dinamo va pierde această partidă, foarte probabil la masa verde. România va pierde imens în planul imaginii. Și echipele sunt la cabină. N-a stat mult pe gânduri. E adevărat, situația devenea extrem de periculoasă pentru că erau foarte mulți suporteri cărora nu le puteau ține piept cei câțiva stewards de pe pista de atletism. Probabil nu și-a imaginat nimeni că la un meci de cupă europeană se poate întâmpla așa ceva. Scene de groază aici în stadionul Dinamo. Bine că s-a terminat cu bine. Cel puțin sub aspectul penal. Urmează însă sancțiunile sportive extrem de drastice. Puncte pe care România le pierde atât în clasamentul UEFA, cât și în planul imaginii. Acolo este cel mai grav, dar vin sancțiuni și amenzi extrem de drastice. Încearcă să-și acopere fața pentru a nu fi descoperiți, pentru a nu fi recunoscuți.
Cine oare și-ar fi imaginat când s-a oprit meciul? Mai erau 5 minute, cred, până la finalul, nu mai contează, da. Nu mai e nevoie de gaze lacrimogene, pentru că plângem și așa, suficient, pentru ceea ce se întâmplă aici, în Parcul Dinamo. Terenul transformat în câmp de război, până la urmă degajat de intervenția destul de târzie a jandarmilor. Da, jandarmii au apărut târziu, dar repet, s-ar putea să aibă o scuză, din ceea ce știm. Da, este ceea ce vă spuneam ceva mai devreme, tabela de marcaj pentru ultima dată în acest sezon cu o sigla Ligii Europene. Da, tot Cupa UEFA ar fi bine să-i spunem, se numește UEFA Europa League, contează mai puțin acolo unde Dinamo va mai avea o șansă. Probabil anul viitor, dacă nu cumva va suferi sancțiuni extrem de drastice, mai ales că dinamoviști au fost avertizați și anul trecut în Olanda. La Nijmegen, da. Europa League este un vis interzis. Este un vis interzis pentru Dinamo. Cât de rapidă este căderea Imperiului dinamovist. După ce cu 3 etape înainte de finalul campionatului, visa la Liga Campionilor, Dinamo pleacă din Europa și o face într-un mod absolut rușinos. Da, sigur, o face absolut rușinos din cauza suporterilor, Emil. Nu știu dacă sunt atât de mult de acuzat jucătorii din Dinamo pentru atitudinea lor din această seară. Ca atitudine n-ai ce să le reproșezi. Așa este. N-a vrut mingea să intre în poartă. Adu-ți aminte că înainte de 2-0 Adrian Cristea respingea din fața porții goale. Chiar remarcam devotamentul și risipa de energie pe care o făcuse Andrei Cristea. Aici meciul s-a terminat, însă va continua probabil la Masa Verde, acolo unde sancțiunile împotriva lui Dinamo vor fi extrem de drastice. Noi vă invităm să treceți pe GSP TV pentru a vedea fazele cele mai importante de la meciul Stelei, de la această partidă care s-a încheiat aici în Parcul Dinamo, scor 2-0 pentru astăzi, dar probabil că altul va fi scorul, cu siguranță va fi un alt rezultat stabilit la doar Masa Verde. 3-0, da. Va fi în mod normal, 3-0 la Masa Verde, nu că ar mai conta față de ceea ce a fost pe teren, ci sancțiunile, pedepsele, amenziile pe care le va suporta clubul Dinamo și dacă nu cumva și Federația Română de Fotbal. Da, un meci de spital, un final de spital, dar de nebuni. Noi ne luăm la revedere, Cosmin Băleanu și Emil Grădinescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit în continuare să rămâneți pe GSP TV. Numai bine!